Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog. Să vă mai arăt noutățile care... ce se mai întâmplă pe aici. Na, încă... nu știu ce să vă prezint. Uitați, bibliciile sunt libere. Au început să ouă din nou. Azi au ouă a doua. Trebuie să fac curat în o curte. Păsările. Apropo, a murit puicuta de cochin alb, cea adultă. Asta e. Ia uitați, am dat drumul puțin la pui. Și am făcut cuibare la găini. Mai exact. Asta vedem dacă au ouat. Sunt azi făcute, văd că aici nu au ouat. Văd că aici au luat o bibilică, după cum se vede. Este un ou de bibilică. O să le iau mai repuș. Pui au apă, au mâncare. Ia uitați. Să vă arăt și ce mâncare le dau eu. Mai exact. Asta încă nu-i pentru că trebuie luat altceva pentru ele, dar vom lua. Ia uitați mâncarea pentru ele. Sunt amestecuri de orz, grâu, porumb, floarea soarelui. Am vrut să văd cum arată, să vă arăt. Exact, uitați cât este pe jos. Nu contează. O să mănânce. Stau toți la umbră pentru că este o căldură infernală. Mori, efectiv mori. De cald. O să pun puțin pe stop să vă arăt și la rațe. Am revenit la rațe. Am făcut și aici cuibar nou. Pentru că am zis că poate încep iar să ouă. Nu știu, pentru că nu au mai ouat. Numai ouă, o să tăiem din ele. Ia stați să vă prind. Ia uitați bobocul de la rața leșească. Ia uitați-l cât de frumos a făcut. Un rățoi. Uitați-o și pe soara lui. Ia uitați-o acolo. Nu prea se vede pentru că e soare. O să tăiem din ele rațe. Nu știu, habar n-am, încă nu sunt. Dar uitați, acel rățoi nu se vede. Ia uitați, nu acesta negru. Stați să-l prind. Acest rățoi o să-l țin de sămânță, mai exact. Uitați-l. Uite ce rața. Să țin sămânță din ei. Rațele au început să pună penele iar pe ele. Cel leșești pentru că erau zbârlite rău. Și cam asta este. Dacă vă plac vlogurile mele, v-aș ruga să vă abonați la canalul meu, să dați un like, un share, subscribe și ne revedem data viitoare. La revedere!